În proiectul de astăzi o să învățăm cum să punem muzică pe dispozitivele noastre Apple. Această procedură este similară pentru absolut toate dispozitivele, indiferent că e iPhone, iPad, iPod și așa mai departe. Iar de asemenea nu contează ce sistem de operare folosim. Nu contează dacă avem Windows sau Mac. În cazul de față voi voi folosi un Mac. Ok, vom merge la muzică să vedem cam cum stau eu cu muzica în acest telefon. Și vom vedea că practic nu am niciun fel de melodie. Albume, melodii, am. mă rog. O singură melodie care a apărut aici cu altă ocazie. Dar mă rog, nu asta e important. Ideea e că nu am muzică în telefon și probabil că pentru prima dată cine vrea să vadă cum se face chestia asta se regăsește în aceeași situație ca și mine. Ok, pentru a pune muzică în telefon avem nevoie de iTunes. Uh, indiferent de sistemul de operare sau indiferent cum vrem să facem, uh, avem nevoie de iTunes. Pentru a avea muzica noastră din calculator să o punem în, în telefon, va trebui să folosim iTunes. Dacă nu știi cum să instalezi uh, iTunes sau uh, ai probleme de genul ăsta, poți să-mi lasi un mesaj, încerc să te ajut. De asemenea, în descriere vei găsi câteva tutoriale ajutatoare. Uh, Ok, deci după ce avem, să-i spun, presupunem că știm cum să treaba cu iTunes, avem iTunes, îl pornim, mai apoi telefonul trebuie să fie conectat la iTunes. Pentru a conecta telefonul la iTunes folosim fie cablu, dar de asemenea se poate folosi și, de fapt nu se poate folosi, ci se poate conecta telefonul la calculator și wireless. De asemenea, în descriere există un tutorial dacă nu știi cum să faci, cum să faci asta. Uh, odată ce am conectat telefonul uh, vom avea nevoie ca melodiile care urmează să le uh, punem în telefon trebuie să existe în iTunes și atunci uh, eu am aici un folder care am câteva melodii care o să le pun în iTunes. Pentru a le pune în iTunes tot ce trebuie să facem e să le tragem în iTunes. Și apoi, ok, știm că știi să cânti. Și apoi după ce melodiile au fost puse în în iTunes, respectivele melodii va trebui să le ducem în telefon. Pentru a face asta, noi va trebui să mergem la telefonul nostru, apăsând acea iconiță, adică aici, apăsăm aici. După care mergem la muzică. Aici sunt setările. Și uh, optăm cum să sincronizăm uh, melodiile din iTunes cu telefonul. Deci putem să facem ca întreaga librărie să fie sincronizată sau putem să selectăm uh, doar anumiți artiști, albume sau genuri de muzică. Cum dorim noi să facem asta? Eu o să las să sincronizeze, să sincronizeze toată librăria. Apăsăm butonul de sincronizare așteptăm ca sincronizarea să se efectueze, iar odată ce sincronizarea s-a efectuat, o să vedem că în telefon, practic, toate melodiile care erau în librăria iTunes sunt acum în telefon. E atât de simplu. Ok, acum o să las să-și facă sincronizarea, care poate dura câteva minute, pentru că pe lângă sincronizare el face și backup și așa mai departe, și apoi revenim în telefon să vedem... Și să comparăm dacă cele 9 melodii care eu le-am selectat, acum se le găsesc în telefon. Ok, și acum să vedem dacă cele 9 melodii au ajuns la mine în telefon. Să mergem la melodii. Și iată-le că ele au ajuns aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 melodii. Dar nu mai există acea melodie, care dacă vă amintiți era aici melodie, pentru că între timp eu am șters-o din iTunes. Cam atât despre acest subiect, sper că informațiile să vă fie de folos și până data viitoare, numai bine, pe curând!